Ești mulțumit de societatea în care trăiești? Știi cui să te adresezi când ai o problemă? Te simți reprezentat de cei pe care i-ai ales? Ia atitudine împotriva incompetenței, nepăsării și anisimțirii. Mai trăiește satul românesc? Poate deveni viața la țară o alternativă la tumultul orașului? Vă propunem un tur prin satele Gorjului pentru a vedea cum conviețuiesc tradiționalismul și tehnologia modernă. De la plugul cu boi la utilaje mecanizate, din cerdacul țărănesc în biroul propriei afaceri. Agrotur, filmul vieții la țară. Acționează. Știi cine ești? Îți spunem noi. Ești cetățean european. Învață să lupți pentru drepturile și privilegiile din Uniunea Europeană. Nu te lăsa influențat de oamenii care te conduc. Spune stop indiferenței. Lipsa de reacție față de cei din jur face ca noi oamenii să stăm în sărăcie și în ipocrizie. În fiecare săptămână dăm adevărul pe față. Realizatorii Toni Matei și Gabriela Turturea vin în fața dumneavoastră cu lucruri concrete din realitatea în care trăim ca cetățean european. Fiecare om are o poveste. Fiecare poveste începe cu un vis. Sunt Mihai Vulpe și vă arăt oameni simpli cu visele și poveștile lor. Adică viața așa cum e, numai la Tele3. Acționează. Știi cine ești? Îți spunem noi. Ești cetățean european. Învață să lupți pentru drepturile și privilegiile din Uniunea Europeană. Nu te lăsa influențat de oamenii care te conduc. Spune stop indiferenței. Lipsa de reacție față de cei din jur face ca noi oamenii să stăm în sărăcie și în ipocrizie. În fiecare săptămână dăm adevărul pe față. Realizatorii Toni Matei și Gabriela Turturea vin în fața dumneavoastră cu lucruri concrete din realitatea în care trăim ca cetățean european. Bună seara, bine ne-am regăsit la dilemele zilei. Se măresc salariile, dar nu pentru toată lumea, se măresc lefurile celor care conduc consilii județene și primării. Ei bine, aleșii vor avea parte de salarii mai mari din 2014 cu 30%. Pentru bugetari, ne-au spus reprezentanții executivului, nu sunt bani pentru ei, salariile rămân înghețate anul viitor.
Se măresc totuși anumite lucruri și pentru populație. Nu se măresc salarii, să nu vă faceți prea mari speranțe. Se mărește acciza, se scumpesc gazele, se scumpesc carburanții și se scumpesc alimentele. Tot din 2014, atunci de când aleșii noștri vor beneficia de salarii mai mari, cu siguranță vor avea cu ce să acopere respectivele majorări. Nu știm ce va face populația de rând, dar poate vom afla. Îi salut pe invitații la raportul zilei, la dilemele zilei în această seară. Este o meteahna a mea, îmi pare rău, o obișnuință. Domnul Pantelimon Manta de la Partidul Național Liberal. Sărămâna, bine v-am regăsit. Domnul Dan Vâlceanu de la Partidul Democrat Liberal, președintele Organizației Județene. Bună seara. Sărămâna, sărămâna. Și colega mea, Andreea Predușan, jurnalist la Tele3. Bună seara, bun găsit tuturor. Mulțumesc și ție, Andreea, că ești alături de noi în această seară. Spuneam, domnilor, că se măresc salarii, dar nu orice salariu se mărește de anul viitor. Se măresc lefurile celor care conduc consilii județene și primării. Să știți că ele nu sunt mici nici în momentul de față, pentru că niciunul dintre aleși nu câștigă sub 30 de milioane de lei vechi. Totuși au considerat reprezentanții PSD-ului că lefurile respectivilor domni ar fi totuși cam micuțe și au votat astăzi respectivele majorări, cum altfel decât prin vot secret, să nu afle toată populația, care bineînțeles că mai are și lipsuri, se lovește și de lipsuri în această perioadă, că unii au votat pentru și care sunt cei care au votat pentru mărirea acestor lefuri de aleși și care ar fi putut să se împotrivească majorării lefurilor bugetarilor, de exemplu, pentru că spuneam, pentru ei salariile sunt înghețate anul viitor. Eu o să vă dau câteva cifre. Pentru un președinte de Consiliu Județean, salariul ajunge undeva la 6.500-6.600 de lei, adică vreo 65-66 de milioane de lei vechi. Pentru primarii care conduc municipii reședință de județ, cum este și domnul Cârciumaru, 5.700-6.300, adică până la 63 de milioane de lei vechi. Pentru primarii care conduc comune, salariile sunt până la 4.000 de lei, adică 40 de milioane de lei vechi. Domnule Manta, sunt mici aceste venituri comparativ cu salariile pe care le primește restul populației? Și de ce este nevoie de o majorare a lefurilor acestor categorii, în condițiile în care salariile altor oameni și ei cetățeni ai acestei țări sunt și rămân înghețate? Sigur că privind prin contrast cu anumite salarii destul de mici în sistemul bugetar, acestea apar mari. O să vă surprindă poziția mea, dar eu spun din capul locului, sunt pentru această decizie de majorare cu condiția să exigența să fie pe măsură. Adică eu aș vedea performanță în administrație cu oameni mai puțini, mai bine pregătiți profesional și mai bine plătiți. Alminter nu putem face performanță și nu ne putem ascunde după deget că primarii, având salarii relativ mici, pentru că în mână, să știți ceva, un primar de comună primește cam 20-22 de milioane pe lună. După părerea mea, având în vedere și poziția socială, poziția publică acestei demnități, salariile sunt mici și asta îi face pe mulți dintre ei să încerce să dijmuiască din alte surse, în primul rând din investiții, pe o cale ocolită, majoritatea dintre ei și chiar din cei ce ne ascultă știu despre ce este vorba. De aceea
Eu repet, salut măsura doar în situația în care ea înseamnă un corespondent în creșterea exigenței. Și mai mult, eu, de exemplu, nici n-aș lua resurse de la buget. Cu alte cuvinte, motivația este care? Le mărim lefurile ca să nu și strângem șurupul, da. Publici? Da, da. Da, e o premiză și întăresc disciplina. Înșoara Irina, cine credea în urmă cu 15-20 de ani de zile, nici nu era de conceput, de exemplu, că poate fi un arestat un primar de mare municipiu, un prefect, un deputat, un ministru și așa mai departe. Uite că lucrul ăsta se întâmplă și e bine că se întâmplă, pentru că după jaful de a fost în România, trebuia să tragă odată linie și să înceapă să plătească cei care au greșit. Și de aceea vă spun, deci trebuie să ne obișnuim cu această creștere a exigenței și cu tragerea la răspundere a lor, dar în același timp, după părerea mea, este o premiză esențială ca să-i și plătim bine. Și vis-a-vis de ce a spus, de faptul că e totuși criză, o știm toată lumea, nu putem nega, a faptului că nu cresc salariile la ceilalți bugetari. Eu vă dau o soluție simplă. La localitățile mici, adică în bugetul existent, să nu cheltuim bani în plus pentru salarii, majorarea salariilor lor, eu aș desfința posturile de viceprimar la localitățile mici. E simplu. Și așa, primarii cu viceprimarii de cele mai multe ori, nu spun că chiar în toate cazurile, dar de cele mai multe ori, sunt într-o competiție politică, poate și umană, de și multe ori. Bine, și nu e bine să fim în competiție politică. Nu neapărat, sunt în contradicții, în lupte greco-romane. Eu am fost blând când am vorbit de competiție, dar oricum la comunele mici chiar nu se poate renunța la funcția de viceprimar, sau în alte localități la anumite funcții publice. Eu repet, să știți că diversitatea de opinii este benefică într-o societate democrată. Asta e altceva. Și știți bine că o îmbrățișez, pentru că este de esența unei democrații. Am îmbrățișat-o dintotdeauna și în politică situații. Și în administrație. E corect ceea ce spune. Nu, eu mă referam nu neapărat la hai să zicem cauza aceasta, ci în principal la faptul că nu este foarte necesară. Și sunt și comune, știți, care n-au viceprimar și funcționează foarte bine. Sigur, sunt ceva probleme, dar acum încep să se dilueze și acestea legate de aplicarea legii fondului funciar. În rest, probleme deosebite, mai ales localitățile mici nu sunt. Deci, care este drămuit banul public, deci pentru că despre bani publici. Eu vă spun sincer că i-aș plăti mai bine. Se fac tot din banii publici, da, asta e părerea mea. Eu i-aș sunt insuficienți. Dar nu aveți dreptate. Pentru anumite categorii, pentru anumite categorii socioprofesionale. Dar părerea mea aceasta este că trebuie să îi plătim bine și să mărim exigența. Și va mai mult, să știți, trebuie să îi plătim bine și pe ceilalți, pentru că să știți, fără discuție, dar ei sunt în capul trebii și influențează jos. Sigur, dumneavoastră aveți dreptate, eu nu neg, dar e o parte a problemei și aș mai pune o condiție. Eu vă spun, nu i-aș lăsa să acceadă în funcția publică dacă n-ar avea studii superioare sau dacă au studii medii, să aibă cel puțin o școală, nu știu, post-liceală, poate de un an, doi de administrație publică, pentru că la primari, cu atât mai mult la președinți, dar mai ales la primari, pentru că nu i-a mis acum în perioada... Că toți au, știți, acum diplomele se obțin. Nu prea au. Foarte ușor. E adevărat, dar nu prea au, mai ales de administrație. Eu vă spun că fac unii dintre ei greșeli aproape incredibile, inclusiv de limba română, dacă vreți, nu mai vorbim de tabla mulțirii. Aici este mai greu cu limba română. Domnule Vâlceanu, este normal ca într-o perioadă în care spunem că este foarte greu, într-o perioadă în care mărim accize, se scumpesc prețurile, alimentelor de bază, se scumpește prețul carburantului, se scumpește prețul gazelor. Noi să mărim lefurile
anumitor categorii și mă refer aici la aleși. Păi, a spus dumneavoastră, dacă tot se măresc prețurile și guvernanții știu că măresc prețurile, ăștia săracu, săracii președinții de Consiliu de Zin, ce o să facă și ei? Cu ce-și mai cumpără benzină săracii? Spuneam că lefurile lor sunt undeva între 4.000 de lei, adică 40 de milioane de lei vechi pentru primarii localităților mai mici, până la 70 de milioane de lei vechi. Lefurile președinților de Consiliu Județean. Și nevoile unui președinte Consiliu Județean sunt mai mari decât ale unui om de rând. Mănâncă de mai aia, mult. De aia au nevoie și de această majorare de salarii. Dar eu vreau să vă spun un lucru. Da, dar să știți că dacă mănâncă în exces pot să treacă într-o altă zonă și îl face rău. Ați văzut un președinte de Consiliu Județean slab? Nu, dar am văzut că se întâmplă ca unor aleși să le mai crească glicemia și atunci este bine să fim cumpătați atunci când mâncăm. Așa e. Dar pe de altă parte vreau să vă spun că și intrând într-un registru serios, dacă ne comparăm, pentru că nu tot timpul ne place să ne comparăm cu țările cu o democrație dezvoltată, știți foarte bine că în țările din Uniunea Europeană, primarii localităților mici primesc o indemnizație modică, ei au servicii, își vede slujba lui, își vede de slujba lui în mod curent și la primărie și face și acolo datoria, dar plătit cu o indemnizație modică. E mai mult așa o muncă în folosul comunității, cea de primar. Acum, revenind în România, să știți că am și eu, la partidul nostru sunt câțiva primari, nu foarte mulți, dar nu pot să vorbesc fără să mă gândesc și la ei. Și vă dau un exemplu. Primarul comunei Bolboș, știți foarte bine, a vrut să-și dea demisia datorită salariului. Pentru că venise dintr-o activitate unde avea salariu dublu și vă dați seama că lucrul ăsta a însemnat un șoc. Dar în momentul în care a candidat, nu a știut cât este leafa unui probabil primar? Că nu știu. Dacă știa, nu mai candida. Pe de altă parte, a și moștenit săracul acolo o situație de-a dreptul dezastruoasă cu datorii fantastice. Mă rog, vreau să vă spun că există și asemenea situații. Dar aici vreau să vă spun că primarul respectiv nu are un salariu mai mic de 2500 de lei. Ba da. Mai mic de 2500? 1900 de lei. 1900? Da. Aproape 2000 de lei. Da. Să știți că este și totuși un salariu și de peste media. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar el venea dintr-o activitate unde avea salariu mult mai mare. Se poate întoarce după 4 ani. Corect. Se poate întoarce. Pe de altă parte, vreau să vă spun că există situații și la partidul nostru au existat, le cunosc pe toate, de oameni care, pregătiți să ocupe funcția de viceprimar, probabil cea mai bună soluție din consiliile locale respective, care nu au vrut să candideze, tocmai pentru că veneau la fel la un salariu mai mic. Acum, probabil că dumneavoastră, din punctul ăsta de vedere, a surprins bine fenomenul. Dacă tot vrei să mărești salarii, atunci majorează-le pe toată linia. Nu majora numai la șefi și la cei care până la urmă muncesc nu le dai nimic. Sau, dacă alegi să nu majorezi, atunci nu majorezi. Nu majorezi. La nimeni. Pentru că, de ce spuneam lucrul acesta? Un primar sau un președinte de Consiliu Dar vreau să vă spun un lucru. Și noi când am fost la guvernare am făcut asemenea greșeli. Care fac Corect. De cele mai multe ori Eu nu vreau să arăt cu degetul neapărat. Pentru că așa e. Și noi când am fost la guvernare am făcut asemenea greșeli. Iar primarul și am tăiat salarii fără să dăm și exemplu personal atunci când am tăiat salarii. Le-am tăiat numai la alții. E, lucrurile astea se văd și oamenii le percep și te vor sancționa pentru ele. Și sunt convins că nici actualii guvernanți nu vor scăpa sancționați. Nesancționați de populație și de electorat. Pentru că bine, oamenii văd lucrurile astea. Au totuși timp să pună ceva și pentru popor. O să vedem, probabil, o strategie de campanie viitoare. Andreea, este o scuză aceasta că unii primari au lefuri mai mici și ar putea cădea, eu știu în ce să știți, zonă ilegală. Să știți de cine am auzit prima adică... dată chestiunea asta și m-a surprins. Vicepreședintele Consiliului Județean spune, Ciprian Florescu. Probabil se referea și la dânsul. Da, nu știu dacă domnul Ciprian Florescu își motiva așa în acest da, fel sunt imagini, o pretenție deci eu... financiară. Nu, pentru dânsul, pentru primari. Nu este ok. El se referea la primari. Da. Până în primul rând aș vrea să fac o scurtă și o foarte mică paranteză. Este lamentabil să auzim în 2013 că politicienii renunță la o funcție, cazul pe care domnul Vâlceanu l-a prezentat adineori, o funcție bine plătită, să vină pe o funcție de primar să o vadă ca pe o oportunitate. Așa cum spuneați dumneavoastră, în statele
dezvoltate, funcția de primar este o funcție în folosul comunității, este o funcție pentru comunitate. Și atunci, de ce totuși se practică asta în România și de ce totuși funcția de primar devine o oportunitate? Nu știu, este o întrebare la care noi nu reușim să răspundem cu obiectivitate, pentru că vedem ce se întâmplă. Și referitor la întrebarea pe care mi-ai adresat-o, am atât de multe lucruri de spus. Ce să zic? Ilegalitățile pe care le fac primarii, să înțeleg că le putem trece cu vederea. Ilegalitățile pe care le-ar face un medic cu o pregătire de 6 ani de zile. Dacă îi dăm niște bani. Corect. Cu alte Atunci, cuvinte, haide să evităm. Cu alte cuvinte, te plătesc sau... Să fii cinstit. Cu ghilimelele de rigoare, te mituiesc să nu iei mită. Te mituiesc legal să nu iei mită ilegal. Da, este o metodă destul de ciudată. Eu am rămas un pic, nu neapărat surprinsă. Mă așteptam la o astfel de practică, mai ales că s-a discutat de-a lungul timpului despre o astfel de mărire. Astăzi, într-adevăr, s-a și confirmat o mărire substanțială, o mărire de aproximativ 200 de euro, 170 de euro pe cap de lider. O măsură destul de și o mărire destul de mare. Acum, nu știu, dumnealor, poate li se pare totuși mică, rămâne de văzut ce părere vor avea despre această mărire. Da, păi media cu care se mărește este undeva la 700 de lei, adică da, ciudat este că salariul minim pe economie este 800 de da, se mărește leafa unui ales cu un salariu minim pe economie. Cineva scrie, ne întreabă: domnilor, nu vă este rușine și de noi, persoanele cu handicap, pentru șef se găsesc bani, iar noi, dacă murim, familiile nu au bani să ne cumpere o lumânare. Știm că au tot fost probleme cu banii pe care trebuia să îi primească însoțitorii persoanelor cu handicap. Știm că tot timpul pentru aceste categorii aleșii noștri lasă adunările mai la urmă. De ce, domnule Manta, pentru că dumneavoastră ați ocupat de-a lungul anilor mai multe funcții, ați fost chiar în Parlamentul României, de ce aleșii nu se gândesc cu prioritate la aceste categorii care i-au trimis acolo? Pentru că oamenii așteaptă în primul rând ca aleșii să facă ceva pentru ei. Pentru că știți, tot timpul lefurile președinților, primarilor, senatorilor, deputaților au fost cu mult mai mari decât cele ale oamenilor de rând. De ce trebuie într-o perioadă dificilă să ne gândim tot la cei care o duc totuși mai bine? Că nu-i putem plânge nici pe primari și nici pe președinții de consilii județene. Și te rog, Irina, dacă îmi permiți, să facem public cât este ajutorul pentru un om cu handicap, cât este ajutorul social pentru un om cu handicap. Sper să nu greșesc, cred că se ridică undeva la 200 de roni. De lei. Sau 200, da, 200 da. De roni, 2 milioane de lei vechi, este ajutorul de handicap pe care... Asta înseamnă că majorarea pe care vor să o facă este acum de 4 ori mai mare, aleșii, aproximativ. Pe care o vor face, pentru că deja spuneam, deja a trecut acest proiect, s-a votat astăzi, se face cu 3 indemnizații de persoane cu handicap pentru un ales. Domnule Manta. Sigur, astea sunt lucruri care șochează. Evident că am cum să nu vă dau dreptate dacă lucrurile le puneți de, sau le abordați de maniera asta. Dar aici nu e chestiune legislativă. Aici nu e chestiune legislativă. Bine că la cât sunt în Parlament nici n-ar avea timpul fizic să propună legii. 500 de oameni, o adunare de, nu, poate exagerez, vreau să zic, de proști. Nu chiar așa, că sunt și oameni deștepți acolo, dar din păcate i-am adunat acolo ca pe oi. O mare nu tâmpenie. În mod normal nu trebuie să avem mai mult de 250 deputați. Aparatul este puternic, bugetul fac și profund nelucrativ. Și vă spun din proprie experiență. Eu de 20 de ani de zile strig în van că n-avem
nevoie decât cam de o treime. Repet, ar deveni și mai lucrativ, mult mai lucrativ, mai eficient în a face legi și atunci n-am mai abuza că toate guvernele, fără excepție, au făcut lucrul ăsta de procedura ordonanței de urgență. Bun, revin la dumneavoastră, sigur, la problema ridicată de dumneavoastră, sigur că aveți dreptate și are și telespectatorul dreptate. Aveți dreptate dacă vreți, cea mai aberantă situație este la alocațiile pentru copii. E râsul lumii. Nu cred că un om cerebral și cu scaun la cap din țara asta poate accepta o asemenea indemnizație pentru alocația asta pentru copii. Dar subliniez, soluția nu este să tratăm prin corespondență și nici la modul acesta. Dom'le, menținem mult, îi plătim prost și eventual când prindem câte unul, dacă se poate și cu tentă politică, e foarte bine. Și lucrurile astea s-au mai întâmplat și îl băgăm la pușcărie. Nu, domnule, eu nu văd așa situația. Uite, vorbeați de președinți de Consiliul Județean. După părerea mea, n-ar trebui doi vicepreședinți, ar trebui unul singur. Și atunci din salariul care se câștigă de la unul, se adaugă majorare la președinte, la primar la fel. La comunele mici am spus, reducem primarul, viceprimarul. Că aceasta este realitatea. Adică, eu vreau să spun, trebuie să găsim soluții viabile. Nu neapărat strict populiste care să dea bine. Dom'le, sigur că dacă puneți problema așa, este evident că majoritatea oameni într-o situație de criză, în condiții în care știu că primarul mai dișmuiește și dintr-o investiție, mai aș de colo, mai aș de colo, și mai trebuia să-i mai și majorăm salariul, sau președinții de consilii județene trăiesc din salariu, nu trăiesc din salariu. Păi nu ne putem face la infinit că nu observăm această situație reală. Nu, eu concep în perspectiva medie, măcar dacă nu imediată și îndepărtată, repet, să avem oameni bine pregătiți, oameni bine plătiți și pe care, repet, să-i controlăm ca atare, numai prin votul popular și prin organismele specializate ale statului, să-și facă treaba. Așa văd eu problema. Bine, instituțiile statului oricum trebuie să-și facă treaba, pentru că oamenii care sunt acolo, de asta au acceptat să fie acolo, de asta sunt plătiți din bani publici, să facă treaba și să lucreze legal și să lucreze în folosul cine-i mai întreabă în folosul dacă lucrează legal societății. Sau în folosul societății. Da, cine-i mai întreabă? E o întrebare bună. Nu știu. Sigur, dacă cineva e o întrebare retorică. Da, cine-i mai întreabă dacă își fac treaba și cum și-o fac? Și vreau să spun că această sumă de 700 de lei, apropo de intervenția domnului Manta, faptul că mai dijmuiesc ei pe aici pe acolo, vor dijmui în continuare, pentru că, așa cum spune vorba din popor, lupul schimbă părul, dar năravul, și totuși această sumă de dijmuire cu siguranță nu se oprea la o sumă de 700 de roni lunar, așa că totuși vor suplimenta diferența, dacă vor scădea pe cei 700 din dijmuiri și vor continua să facă același lucru. Da, o să vedem în perioada următoare de anul viitor, adică de la începutul lui 2014, dacă se vor diminua cazurile de corupție, dacă acea mărire a lefurilor consiliilor, președinților de consilii județene și ale primarilor vor duce la mai puține arestări, la mai puține dosare penale, la mai puține acuze. În acest sens, aș vrea să mai fac, Irina, dacă îmi permis, zilele trecute pe toate posturile de televiziune, chiar și la Tele3, s-a dezbătut greva medicilor din România. A venit ministrul Sănătății cu o soluție, consideră dumnealui, cum că se vor debloca aproximativ 1200 de locuri în Ministerul Sănătății. Ce au făcut medicii? Au renunțat deocamdată la proteste. Cum se poate, în condițiile în care mărim cu 700 de lei leafa unui lider care oricum se descurcă în România cu un salariu de aproximativ 1000 de euro? Bun, înțeleg că sunt cazuri în județ în care se câștigă și mai puțin, dar totuși
700 de euro, 700 de euro, 2000 de lei, înseamnă totuși o sumă destul de mare în România. Sunt tineri, sunt oameni care câștigă 500 de ron în România în 2013, oameni pregătiți. Un medic iese cu un salariu de 1200 de lei după 6 ani de pregătire, un om care lucrează pentru noi, în mâinile lui stă sănătatea noastră. Și atunci, de ce pentru ei nu se alocă nimic? De ce eu atunci când merg în spital trebuie să-mi cumpăr pansament, trebuie să-mi cumpăr medicamente, deși plătesc contribuții la stat? De ce statul nu înțelege această nevoie de a fi protejați? A cetățenilor. Așa, Andreea, pentru că statul în general este un prost gestionar, domnule. Noi nu trebuie să... De aceea vă spun că lucrurile trebuie abordate frontal și în funcție de cum este realitatea, nu cum ne-o dorim. Să ne înțelegem, dacă menținem tot același sistem de 20 ceva de ani, sănătatea este o groapă, un sac fără fund. Putem să băgăm de 10 ori cât se bagă acum bugetul, că realmente față de anii 90, bugetul sănătății e de 15-20 de ori mai mare. Privind în euro, eu nu vorbesc de inflație, că așa e de mii de ori, nu discutăm. Deci primind comparativ, în valută, e de 15-20 de ori mai mare. Eu vă spun că o să o facem și de alte 15 ori, deci de 200 de ori mai mare și tot ajunge. Hai, domnule, să mergem la cauză. Păi ce ne împiedică ca un chirurg, de exemplu, care e profesor universitar și care știm că pleacă cu 200 de milioane de lei zilnic și pe care îl plătim noi cu 20 de milioane, dar până la urmă el trăiește pe spinarea statului. Păi cine ne oprește să-i dăm voie să ia bani oficial și să-i taxăm? Adică, domne, dai la o operație 10 milioane, taxează 5 milioane și rămâne și lui 5 milioane care eventual plătește și impozit. Adică, ce să vă spun, sunt niște lucruri așa de elementare peste care trecem, toți știm că se întâmplă acest lucru, dar ne gândim, domnule, de ce se întâmplă. Bineînțeles că mai ia câte unul parchetul, așa, nici nu știu care sunt criteriile, pentru că toți ia. Să ne înțelegem. De asta sunt revoltat. Adică e o problemă pe care o știe toată lumea. Evident că nu o poți rezolva, că din 500 de medici care ia, arestez câte unul pe lună. Aici trebuie să trecem la realitatea lucrurilor, în esența lor. Și medicii, nu-i putem introduce în aceeași categorie cu cei cărora acum, astăzi, parlamentarii au hotărât să le mărească lefurile? Aici trebuie găsite alte soluții. Lucrurile nu pot fi băgate în aceeași oală. Majoritatea dintre ei au și cabinete particulare, îi duc pe oameni dintr-o parte în alta și așa mai departe. Evident că practica asta nu e deloc sănătoasă, de a te duce cu bani de acasă în spital. De ce? Pentru că la unii se găsește, la alții nu. De aceea vă spun că faptul că sistemul nu este bine pus la punct dă naștere la subiectivisme și la aberații. Lucrul ăsta nu e normal. Da. Domnule Vulceanu, faptul că astăzi a trecut acest proiect printr-un vot secret, faptul că parlamentarii PSD au fost cei care au inițiat acest proiect pentru mărirea lefurilor primarilor și președinților de consilii județene, poate fi privit și ca o măsură, un stimulent preelectoral pentru acei oameni, pentru că știm Partidul Social Democrat are foarte mulți primari și foarte mulți președinți de consilii județene. Cumva acești oameni trebuiau și ei stimulați pentru a ajuta în continuare partidul, pentru că vine imediat o campanie electorală, și pentru a putea spune că da, iată, partidul face și el ceva pentru noi. Că doar promisiuni nu cred că mai înghit aleșii noștri. Dacă poporul mai înghite, aleșii s-ar putea la un moment dat să spună pas, există și alte formațiuni politice. Bun. Înainte să vă răspund la întrebarea aceasta, aș vrea să vă spun că în sistemul de salarizare din primării mai ales există și mari probleme. Vă dau un exemplu.
secretarul comunei ia mai mult decât primarul. Deci lucrurile trebuie reașezate complet din punct de vedere salarial la toate nivelurile, începând de la primari și terminând cu ultimul salariat al primăriei. Pe de altă parte, la atunci când vorbim de consiliu județene, vă garantez, și haideți să luăm numai exemplu de la noi din județ, că niciunul nu trăiește din salariu. Nu știu, doamna Ciolocolina, aș băga mâna în foc, dar ceilalți doi cu dovezi vă spun că nu trăiesc din salariu. Deci vreau să vă spun din start că, de exemplu, mașina cu care merge domnul președinte nu și-ar fi putut o cumpăra din toate salariile de când e președintele Consiliului Județean până astăzi. Și atunci nici ce și-a cumpărat? Nu știu. Probabil, e problema dânsului și nu e... Nu omul e, are o anumită vârstă astăzi, să știți că nu, președintele Consiliului eu nu fac niciun fel de acuzație, dar vă spun din start... Își ziua de naștere. Îi urăm la mulți ani și sănătate multă. De asta nu se află niciun reprezentant al Partidului Social Democrat. Deci, asta vă garantez din start. Eu sunt un om... Omul a muncit ceva în 59 de ani. Vă spun că... Poate a pus bani la ciorap și și-a cumpărat mașina. Îi plac mașinile și se interesează și de prețuri, și de caracteristici tehnice și vă spun din start că un Range Rover din ăla costă aproape 100.000 de euro. Deci faceți dumneavoastră calculul și vedeți dacă a câștigat 3 miliarde jumate minim de când e numai din salariu, că alte venituri n-are. Poate a făcut omul un credit. Bun, nu știu. Deci eu v-am spus doar atât. Nu e de aici încolo niciun fel de responsabilitate din partea mea să dovedești ceva în acest sens. 2. Vicepreședintele Consiliului Județean. E de notorietate în presă. Contracte pe la primărie. Domnul Ciprian Florescu. Contracte pe la primărie prin firma soției, 2-3 concerte, 100 de milioane, imediat. Deci, au fost redată în presă, nu spun ceva nou. Eu vă spun doar atât. Nu trăiește niciunul din salariu. Din ce trăiesc sau din ce își fac banii e problema dânșilor și nu fac niciun fel de acuzații, repet. Dar, în primărie, într-adevăr, lucrurile sunt, mai ales în primărie de comună, lucrurile trebuie reașezate complet. Acum să revin la întrebarea pe care dumneavoastră mi-ați pus-o. Anul viitor e an electoral, într-adevăr. Primarii, prin Asociația Comunelor, primarilor de comune din România, au avut anumite solicitări și au avut mai multe întrederi cu domnul Dragnea. Una dintre solicitările dinșilor a fost exact salarizarea, creșterea salariilor. Eu sunt convins că nu sunt mulțumiți cu majorarea asta, dar principala problemă cu care s-au dus la domnul Dragnea a fost problema incompatibilităților, care nu poate fi rezolvată așa de ușor. Pentru că acolo vorbim de legea anii. Legea anii au vrut să schimbe toate guvernările de când există anii. Numai că cei de la Uniunea Europeană ne-au cam dat peste mânuțe și au spus acolo nu vă atingeți, că aia trebuie să rămână așa. Bun, acum, probabil că rezolvarea acestei probleme a salarizării înseamnă un imbold. Și le vor spune, băi, primarilor, uite, am rezolvat pe moment una din probleme, o să le rezolvăm și pe celelalte. Pentru că vreau să vă spun ceva. Cu toți primarii de comună care au avut probleme din incompatibilitate cu care am stat de vorbă, toți mi-au spus că problema va fi rezolvată. Că au discutat cu domnul Dragnea și domnul Dragnea le-a promis că problema va fi rezolvată. Eu vă spun din start că-i minte, domnul Dragnea. Nu s-o poate rezolva problema. Însă, este clar că îi duce cu vorba, astfel încât ei să nu fie demobilizați în momentul alegerilor. Și probabil că și creșterea asta de salarii este o momeală și pentru primari sau pentru primarilor, astfel încât la anul, când avem două scrutinuri în România, ei să își facă treaba așa cum i-au obișnuit. Și ați văzut cum i-au obișnuit, cum și-a făcut treaba pe filmulețelele apărute în presă pe la Baia de Fier, cum și-a făcut treaba cei de la Bălteni la referendum, cu toți trimiși în judecată pentru fraudă la vot. Așa trebuie să-și facă fiecare treaba, indiferent de pericole, ei trebuie să-și ducă la îndeplinire sarcina pe care o primit-o. Și eu cred că ăsta e într-adevăr un imbol. În a-i arăta primarilor că toate problemele care i s-au dus acolo vor fi la un moment dat rezolvate. Iată ce spun telespectatorii. Domnilor, vă rugăm frumos să nu se mai pună atâția parlamentari, pentru că dorm, nici nu visează că noi asistenții personal trăim două persoane din 600 de roni. Deci 6 milioane de lei vechi, două persoane. Spuneam, majorările pentru aleși, majorările pe care le-au stabilit astăzi parlamentarii, sunt de 700 de ron pe cap de ales, media, că în unele cazuri poate fi mai mare, în altele mai mică, această majorare. Unde s-a mai pomenit ca un primar, ca
și dă un exemplu telespectatorul nostru, ca domnul Cârciumaru și domnul Călinoiu, trebuie să citesc, să comande, este incomplet mesajul, să comande... Poate îl vom primi complet până la urmă. Un alt telespectator spune: pentru transportul copiilor și pentru alocațiile celor care au împlinit 18 ani și sunt la școală, nu au bani. Pentru șefi sunt rușine. Într-adevăr, oamenii sunt supărați pentru că, știm, există, spuneam, categorii care se așteptau ca odată cu schimbarea guvernării să se schimbe ceva și pentru ei. Sunt profesori ale căror navete nu se mai decontează, sunt elevi pentru care transportul nu se plătește, sunt elevi care merg pe jos kilometri buni între satul în care stau și centrul comunei, acolo unde trebuie să ajungă. Andreea, știi foarte bine că au fost foarte numeroase cazurile relatate de presa locală. Pentru ei, într-adevăr, nu sunt bani. Tu crezi că această majorare, care a fost astăzi stabilită de aleșii noștri, și mă refer de această dată la senatori și deputați, pentru aleșii locali, președinți de consilii județene și primari, poate fi, este aceeași întrebare pe care am pus-o ceva mai devreme, poate fi percepută ca un stimulent înainte de campania electorală pentru a le da un imbold acestor oameni să se implice mai cu sârg așa în problemele partidului, să susțină, pentru că vine campania electorală în 2014. Bun, eu cred că poate fi un stimulent micuț din punctul lor de vedere, din punctul nostru de vedere destul de mare. De asemenea, privesc toată această situație ca pe o familie, ca pe o mare familie pe care naivii la alegerile trecute au susținut, o să zic, și îi văd așa cumva ca și cum se țin de mână și acum sunt niște promisiuni pe care nu le-au făcut publice până acum, dar care existau încă de la alegerile trecute. Cred că aceste discuții despre măriri au existat, nu este o noutate, este o noutate pentru noi și este mai degrabă o noutate că s-a aprobat o astfel de prevedere. Nu știu, în această perioadă dificilă. În această perioadă dificilă și ținând cont, așa cum spuneam, și de criza economică prin care am trecut. M-am săturat, efectiv, și nu aș vrea să chiar în această seară vreau să le propun invitaților să facem un exercițiu, să trecem dincolo de ecran și dincolo de toată această discuție pe care noi o purtăm acum, pentru că totuși telespectatorii au nevoie de altceva în acest moment. Au nevoie de sinceritate. Au nevoie ca măcar noi să facem efectiv un exercițiu în această seară și pentru câteva minute să încercăm să ne transpunem în situația, eventual chiar și într-o situație prezentată de unul dintre telespectatorii noștri, cum ar fi domnul Vâlceanu sau cum ar fi domnul Manta, ca dumneavoastră și soția dumneavoastră să trăiți dintr-o pensie de 350 de lei, știu un caz concret, primăria să vă taie și ajutorul social al soției pentru că depășiți venitul maxim pe membru de familie de 125 de lei votat de guvernanții noștri. Ați putea să trăiți cu 350 de lei? Nu, eu cred că întotdeauna în abordările pe care le-am avut am fost mai mult decât trebuie, chiar plin de sinceritate. Și acum o să vă răspund cu aceeași sinceritate. Cred că puneți problema, pe părerea mea, într-un mod populist. Eu pot să vă spun că deja s-au făcut enorm de multe greșeli în localități cu aceste ajutoare sociale. I-am învățat pe oameni leneși, domne. Dumneavoastră știți că eu, de exemplu, mă duc în fiecare sâmbătă și muncesc mai rău ca un hamal la țară. Eu care am venitul, nu pot să mă plâng. Deci nu mă duc la țară să muncesc ca să, eventual, să mai adaug la... Nu, pur și simplu o simt, dacă vreți, și o nevoie și pentru că nu găsesc oameni. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți sau vă duceți la țară să vezi că nu mai vin oamenii la muncă, domne. Pentru că i-am obișnuit statul ăsta să-i cocoloșim, să le dăm ajutoare, că sunt romi, că sunt
nu știu ce alte categorii și mai departe. Sigur că se trăiește rău în România. Dumneavoastră credeți că eu, nu știu lucrurile astea? Sigur că, din păcate, problema cheie este că nu prea e de muncă. Dar acolo unde e muncă mai grea, nu prea se mai duc oamenii. Câmpurile sunt pârjolite, domne. Nu mai e nimic. Sunt dealurile care odată la mie și nu la mine, peste tot dacă vă duceți, nu mai cresc oamenii animale, deși subvenția este destul de mare. Poate face omul brânză, poate trăi din 2-3 animale. Sigur, nu dând cu 10.000 de lei, că acolo sunt alți hoți care ia laptele cu 10, cu un leu kilogramul de râsul lumii, nu e nici jumate cât apa minerală, dacă vreți să spunem cu sinceritate. Dar tot această realitate este că de-aia statul este slab. Pentru că îl fură din toate părțile, îl dișmuim din toate părțile, de așa și vă spuneam dacă spunem lucrurilor pe nume. Dom'le, trebuie să avem puțini oameni bine pregătiți și bine plătiți și să punem ordine în țară. Alminteri, ne vom plânge mereu așa, că îi plătim cu 7 milioane și totuși ei să întrec, să fie în bugetar, că-i loc călduț decât să se ducă să muncească. Așa se pun problemele. Dar dumneavoastră, eu nu pot să vă contrazic că sunt și situații dramatice. Sunt de acord? Unde un om cu handicap care nu se poate mișca, nu-s nebun să zic, dom'le, nu-l plătim pe ăla sau nu-l plătim asistentul. Da, domnule Mantea, dar nu putem să trimitem toți oamenii la munca câmpului. Nu putem să trimitem toți oamenii la munca. Nu, o să vină chinezii, domnișoara Irina, o să vină chinezii și o să vedeți ce ne învață ăștia să muncim câte 48 de ore sau 50 de ore pe săptămână, câte 10 ore pe zi și așa mai departe. Dumneavoastră v-ați trimite copiii la țară să trăiască așa? Dacă n-au învățat carte, evident. Eu i-am pus de mii să cosească și să adune. N-au mai venit acum după ce s-au mărit, n-au mai venit. Eu i-am învățat. Dumneavoastră știți că sunt o grămadă de tineri pentru că v-au trecut prin mână la universitate. Sunt sute, mii de tineri, numai la facultățile din Târgu Jiu, care termină anual. Nu putem să spunem că toți acești tineri termină o facultate tabula rasa. Păi e absurd să spunem acest lucru. Domnișoara Irina, eu pot să vă spun și cu conștiința responsabilității pe care o am. Eu pot să vă spun că mai mult de un sfert din tinerii care au terminat și au găsit de lucru, dar e vorba de aia buni. De aia buni care au muncit. E adevărat, recunosc că poate un an, poate doi, poate trei trec, dar până la urmă se realizează. Dom'le, dacă muncesc, dacă au stăruință, dacă au perseverență și evident dacă au o minimă dotare intelectuală, până la urmă tot pătrund, mai devreme sau mai târziu. Sigur că, din păcate, societatea nu e suficient așezată. Sunt încă încadrăm pe milă și pe pilă, chiar în societățile comerciale. Angajat acei tineri care au terminat numai anul acesta, în luna iulie 2013, absolvenții de facultăți din Târgu Jiu, oare unde s-au angajat? Pentru că eu știu, prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, nu prea au fost scoase locuri pentru absolvenți. 2-3 maximum pe lună. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS RL